anumite situații juridice, anumite clădiri care nu sunt în proprietatea municipiului Ploiești. Și acolo domnul Pană încearcă să găsească o soluție din punct de vedere juridic, cum ar putea să desfințăm construcțiile respective care nu sunt în proprietatea noastră. Nefiind o lucrare de utilitate publică, așa cum apare în legislație la nivel național, unde poți interveni și poți face acea procedură de expropriere, da? Cum este cazul, nu știu, unui drum sau unei alte utilități, apă, canalizare și așa mai departe, va trebui să vedem fie prin o decizie locală, să o declarăm de utilitate locală și atunci să intervenim pe zona locală, sau poate va exista sau se va finaliza discuțiile purtate cu proprietarii respectivi, în sensul în care să putem începe lucrurile. Dar unde anume sunt aceste proprietăți? În interiorul halului, în interiorul pieței, pieței agroalimentare. Și practic riscăm în momentul ăsta să nu mai înceapă lucrări? Ei sunt doar proprietari pe clădire. Da, s-a făcut o analiză cu privire la modul în care au dobândit aceste terenuri. Aceste construcții sunt dobândite de peste 15 ani. Totuși, adevărata problemă este faptul că acolo